Înghit în sec și tac, liberalii mehedințeni au luat poziție de drepți în fața lui Adrian Duicu și nu suflă o vorbă care să nu fie pe placul șefului PSD. În Mehedinți, în urma negocierilor duse de Liviu Mazilu, au pierdut absolut tot. Un singur of se pare că au avut, dar nici măcar acela nu s-a îndeplinit. Postul de director la RAAN nu l-a obținut, iar persoana susținută de ei a fost revocată după un mandat record care a durat mai puțin de 2 ore. Acum liberalii au înghițit din nou în sec și și-au luat adio și de la postul de secretar de stat în Ministerul Economiei, post care sperau să-i revină lui Viorel Palașcă. A fost numit în schimb Rodin Traicu din partea PSD. Domnul Traicu este cumva membru al Partidului Național Liberal? Nu știu, dar adică de știu eu nu. Are BNL Mehedinți vreun reprezentant la nivel ministerial? Nu știu deocamdată. Liberalii mehedințeni ridică din numeri când vine vorba despre negocierile politice din interiorul USL. Pare să le fie teamă să și vorbească. Surse din interior susțin că deciziile nu mai sunt de mult luate în biroul politic județean, iar liberalii habar nu au cum se împart funcțiile între PNL, PC și PSD. Explicațiile cu privire la nominalizarea lui Rodin Traicu la Ministerul Economiei au venit din județul Timiș de la europarlamentarul Cristian Bușoi, care susține că nominalizarea PSD este absolut firească. Secretarul de stat la Ministerul Economiei este un membru al Partidului Social Democrat și știu că a condus o perioadă RAN Drobeta Turnu Severin. E clar că acolo a fost numit pe postul rezervat Partidului Social Democrat. În condițiile în care ministrul economiei este un liberal, era normal ca PSD să aibă dreptul la unul sau mai mulți secretari de stat. Surse liberale au declarat că la ora actuală în interiorul PNL Mehedinți este un adevărat război cauzat de modul în care Liviu Mazilu a pus partidul pe tava lui Adrian Duicu.